Bună ziua, bine v-am găsit, suntem tot pe data de 8 august și avem aici o colonie care roade o turtă. Uitați aici, da? Să vedem dacă ridicăm un pic, că nu vreau să le deranjez. Iată. Rod la ea, o să dureze 2 săptămâni până o mănâncă, cred că. Dar o au acolo și e foarte bine. Acum, să vă zic, asta este o turtă, după ce am văzut prețurile, este exagerate. După ce am văzut aceste prețuri exagerate la turte, am început și eu, mă, să caut turte și am ajuns la o concluzie. Am cercetat și ia ghiciți ce am găsit eu ca turtă. Să o fac eu acasă, bineînțeles, în primul rând. Și în al doilea rând, de unde, cum, ce, de ce să mă apuc? Eu am mai făcut niște experimente cu niște turte în trecut, dar am ajuns la concluzia că această turtă care am găsit-o acum e ok, e foarte bună. Și ce conține ea? Deci, trebuie să spun în primul rând că este turta lui Nea Ilie. Turta proteică a lui Nea Ilie, am făcut varianta, prima variantă, care nu conține polen, ci doar lapte praf și conține doar lapte praf și drujdie de ber. Mergem mai departe. Eu sunt încă cu siropul. Lucrez la sirop, adică dau sirop. Deci rețeta lui Nea Ilie, aia am folosit-o. Și mulți apicultori s-au oprit, știți unde s-au oprit? La turta respectivă din cauza cantității de lactoză din laptele praf pe care îl folosește Nea Ilie. Acolo s-au oprit. Dar ce se întâmplă? Și acolo a necesitat o cercetare, l-am sunat pe Nea Ilie. L-am simțit pe Nea Ilie în voce că s-a necăjit un pic din cauza că i-am zis că uitați, apicultorii au zis că nu e bună turta dumneavoastră din cauza lactozei, da? Că lactoza n-ar fi bună. Păi nu este bună pentru albine, dar într-o anumită cantitate. Și așa că am cercetat și ce am găsit eu. Un singur studiu s-a făcut despre lactoză la albine. Acela a fost acel studiu a fost în felul următor. Au hrănit anumite albine cu diferite concentrații de lactoză, cu 5%, cu 10%, cu 15% de lactoză. S-a ajuns la concluzia că tot ce depășește 5% de lactoză aduce o anumită mortalitate albinelor. Și am calculat rețeta lui Nea Ilie și surpriza. Are sub 3% lactoză rețeta respectivă. Deci nu afectează albinele cu nimic. Deci este o rețetă foarte bună pe care o să o folosesc cel mai puțin, cel mai probabil an de zile de acum încolo, că nu mai cumpăr turte. Nu mai cumpăr turte. Anul ăsta am achiziționat și eu ultimile turte, mi le fac eu, în care pot, și ce e fain la rețeta lui Nea Ilie, că poți îngloba ceea ce vrei tu, de exemplu și ceapă, și uleiuri esențiale am putut îngloba, deci pot să pun ce turtă vreau, fac eu o turtă, cum cred eu că e cel mai bine. Deci cam asta este cu turta respectivă. Folosiți, nu fiți puturoși, mai ales ăștia care aveți 2-3 colonii de albine. Cumpărați un kilogram de drojdie, un kilogram de lapte praf și recalculați exact câtă cantitate aveți și faceți o turtă de nu găsiți în comerț așa ceva. Și eu am fost puturos și eu. Până să mă
dezmeticesc așa. Am folosit și eu turte din comerț, dar e ultimul an în care fac acest lucru. Bun, ce să vă mai zic, cam asta e. Faceți-vă turte și dați la albinuțe ceea ce vreți. În turta respectivă se poate băga, cum am zis, ceea ce vreți dumneavoastră. Nu numai asta, dar la ce am făcut eu cu o turtă proteică la Neaile, mi-a ieșit la undeva la 6 lei, da? Numai turta. Acum că mai bag eu ulei esențial în el și ceapă, na, ridică un pic prețul, da? Totuși, ești mai câștigat. Bun. La uleiuri esențiale eu dau acum mentă, rețeta numărul 4, fiindcă îmi zicea cineva, mă, dar ce facem cu păduchele de gât? Păi ce facem cu păduchele de gât? Îi dăm mentă. Îi dăm mentă și gata. Nu mai avem nici păduche de gât, adică dau vreo 2-3 săptămâni, dăm rețeta numărul 4. Atât că la rețeta numărul 4 aveți acolo 1 ml de lemon, eu am dat 3. Bun, cam asta e. Până data viitoare, numai bine!